Salutare toată lumea, numele meu este Bogdan805 și bine v-am regăsit la o nouă serie pe acest canal. Seria nouă se va numi Survivor cu Bogdan1805. Această serie constă în a reuși să completăm Minecraft Single Player Mode. Nu uitați să dați like, share și subscribe dacă mai doriți serii pe acest canal și episoade din această serie. Desigur, episoade din alte serii, cum ar fi Bed Wars. Da. Bun. Ne-a dat în deșert, e perfect. Oh, ăla e templu. Nice, eu. Deja am găsit un templu. Și e bun templu, că îmi dă ceva din start. Așa. Vedem ce-mi va da templu. Ok. Asta trebuie așa aici. E capcana aici. Nu sparge oriunde, undeva în afară de acolo, că e o capcană. Ok. Mi-a dat două smaralde. Mamă, câtă carne putrezită îmi dă. Și eu câte pe ajunge. Da. Dă oase pe de-o parte. Poate ne găsim și noi un câine ceva. Mi-a dat și blocuri. Acum am realizat, nici n-aveam blocuri. Să sparg ăsta. Gata. Să nu am probleme. Bun, 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 bun. Op, ce-am făcut? Se sparge repede. Nu știu de ce nu mi-am luat lemne, m-am grăbit jos. Am să-mi iau și o smaralde. O să sparg și aici. Gata, suntem aproape sus. M-am grăbit la templu, că voiam să iau și eu astea, cum se numesc, resursele din templu. Bun, acum ieșim. Bun. Am un bloc să sparg, un bloc. Gata. Bun, am ieșit din templu. Cum să găsesc ieșirea din templu? Am găsit ieșirea, dar nu am găsit ieșirea din templu. Unde am ieșit? Nu, nu pe sus, mai e și altceva. Sigur. Ne-am pierdut în templu, nu? A, nu. Ba, nu nici ești nu ieșirea. Și am găsit ieșirea din templu. Hai că ne pierdusem și în templu, dacă e. Bun. Nu știu ce mâncare putrezită. Dacă n-ai mâncare, mănânci și carne putrezită. Puteam să nu iau deja, cum se numesc, resurse din templu, dar acum mă voi duce undeva, în deșert nu găsesc nimic. Cât. Decât am găsit un templu și aia e. Deși nu cred că se prea găsește nimic și mai bine mă duc undeva unde sunt copaci sau nu știu, îmi construiesc și o casă.
hrănește doar temporar. Așa, oh, câți porci! Câți porci am găsit, mamă! Facem aici crafting table. Bun. Top târnă cop. O, avem șa pentru, avem și șa pentru cal. Poate o să vreau să iau și eu un cal. Așa și mi-iau și topor. Bun. Așa, așa, cu pot să mi-au să mi-au ceva mâncare. Mori, porcule, mori! Câtă viață are porcul ăsta? A, da, am uitat că aici ia mai mult damage toporul decât să avem. Și uita că ia mai mult damage toporul. Și trebuie să se încarce mai mult. Nu trebuie să mai dau rapid. Aici nu merge PvP-ul așa mai ciudat. Îmi place mie 1.8.9, că PvP nu-i ciudat. Update-ul e șmecher. M-a zis că s-a băgat o nouă armură, un nou or. Nether. S-au băgat multe. No. Îl omor cu pumnul. Mai bine cu sabia decât cu nimic. 21 de carne. Nu, și-o fac. E ceva. Omor și pe ea, n-are sens să nu omor. Ok. Timpul să-mi mai fac un topor. Aș ceva. Știți ceva? Hai să-mi fac, cum se numește... De ce minez în jos, în drept, în jos? E o regulă a Minecraft-ului să nu minezi în jos. Drept mai ales în jos. În jos trebuie să minezi, dar drept în jos nu. Ne-am mă refer eu. Că minezi drept în jos. Aia a fost. Bun. Și vreau să fac topor, târnă cop. Vreau și topor. Bun. Topor. Dar nu mai am. Veți. Topor și sabie. Să fie. Nu înțeleg, sabie e cam useless. Acum bine, poți idei în enchanturi. Cu șamle și cu de-astea și e mai puternică. Dar în rest, toporul e mai puternic. Adică topor normal vă sabie normală, toporul e mai puternic. Fără enchanturi. Că dacă e cu enchanturi, sabia e mai puternică, în general. Pe topor poți să pui și pe linceanturi, dar nu... Gen, nu sharpness, nu... Așa... Trebuie mâncare cât mai multă. Nu, nu fugi. Ce fuge vaca asta? Ce fuge? Mai fugi, stai aici. Lasă-mă să te... Așa, lasă-mă să te omor. Trebuie mâncare. Mai multă. Mori, mori, mori. Așa, ok. Și acum să mai colectăm wood. Ne facem casă din acacia. Ok. Îmi place și acacia. Nu-i rău. Trebuie cât mai multe... Fac... cât să fac? Fac 4 înaltă. O fac înaltă de 4, da. E ok așa, așa zic. E ok. Înaltă de 4. Da, și 10. O să fac pătrat. Nu o să fac pătrat. Adică la început o să fac un pătrat. Nu pot să mai mi-upgradez casa, să zic așa. Ok.
Fac și alte camere. Deocamdată o să fie un mic pătră, că mă grăbesc să fac o casă, să nu vină noaptea. N-am moștri. Douăzeci, nice. 40. Îmi fac... Bun, am două stecuri de lemn prelucrat și... Deja începe să se înnopteze. Nu e bine deloc. Okay. Se facă noapte. Începe să facă noapte. Oh, deja s-a făcut noapte. Și mi-am prelucrat. Ah, mai trebuie încă un copac să tai. Încă un copac, repede. Și fac repede o casă. Un copac. Copac, repede. Copac. Ok, nice. Copac. Dar îmi trebuie mai mult de atât. Păi stați să văd. Ar fi înălțimea de 4... 4 ori 4, 16. Trebuie 16, încă unul. Ia unul. Un 16, gata, pleca de aici. Gata. Dă-mi-l înapoi, repede, așa. Trebuie să construiesc undeva aici, așa. Aici. 1, 2, 3, 4. Bun. 4. 5, 8, ce faci? Ce faci? Mori. Bun. 1, 2, 3, 4, stai să te... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nu, aici trebuie să... O să modific după, mă grăbesc acum. Trebuie să modific după, acolo. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și mai ne... Oh, una! Și acum asta. Patru. Mă, și de caz fac un cub acum, să mă grăbesc. Nu pot să fac și... să fac și altceva. Fac un cub, că mă grăbesc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stați cât e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Să modific după. Nu suficiente măcar. Ok. Și avea suficiente. Încă. Da, și avea aproape suficiente. A, mai am un stec. Așa, mai am un stec. Să-mi pun apă crafting table-ul. Fac tot de lemn. Știu, am luat downgrade. Am făcut downgrade aici, dar cât să fă, n-ai cât să fă. Trebuie să sparg asta. Nu să-ți spun, 1, 2, 3. Bun.
aici mai trebuie. Trebuie mâncare. Deja am oricum, deci e perfect. Ok. Deocamdată cam atâta. Face și un acoperiș mai complex. O de o să fie din acacia, da. Deocamdată. Deci deocamdată mă grăbesc, am să fac o casă cât mai rapidă. A venit noaptea. O modific. Trebuie să se facă zi mai repede. Știu că o să vină pe ei. O să vină pe ei Angenia. Nenorociți. Vină pe Angenia nenorociți. Prin acoperiș. O să intre în casă. O să intre în casă prin acoperiș. Că nu l-am făcut. Da. Înțeles. Mai trebuie pe 4. Really? Ok. Trebuie să ies totuși puțin. Trebuie să ies niște oi. Fără stau așa în casă, fără să fac nimic. Aha. Vorbeam de ea, uitați. Pe Angeni. Pe Angeni. De ce pe îndepărtare? De ce îndepărtare? Hă? Ce e aia? Da, mori. Ah, și vine... Vine. Nu? Bun. Găsesc nimic. Cât de lungă e noaptea asta? Nu știu cât de lungă este noaptea asta. Sper să se termine odată noaptea asta. Enervantă. S-a atacat din toate, vine scheletele cu arcul lui. Au. Așa. Ah, a venit și scheletele. A venit peste mine, bătăți-vă între voi. Trebuie să mă regenerez. Scheletele la mine. Scheletele la mine în casă. Așa se face în sfârșit zi. Surpriză. Vede, trebuie să mă astup. Și acum... Trebuie să mă regenerez puțin. Mamă, ce luptă intensă. Gata, se face zi. Aia e. Puțin și s-a făcut zi. Hai, încă puțin. Yay!
Ei, s-a făcut zi. S-a făcut zi. Aleluia. Trebuie mai mult lemn. Ok. Am făcut și podeaua. Gata. Am terminat-o. Și mai trebuie să fac acoperișul. Dar pentru acoperiș îmi trebuie scări. Termin casa, cred că, adică casa asta mini, să fac un acoperiș cu niște, nu știu. Dar de fapt vreau mai multe etaje casa, nu vreau să fie așa. Deci o să dau un acoperiș așa, mai de începător, că de fapt nu o să fie acoperiș. Și o să modific asta episodul următor. Dar întâi voi termina acoperișul. Așa. Trebuie puțin și termina acoperișul. Nu, îmi trebuie acacia. Dar o să fac podeaua, cred că după cu... O să fac lumea, o să fac podeaua cu... cu wood, cu ăsta simplu, cum se numește, cu stejar, da, cu stejar. O să fac cu stejar. Așa. Ok. Perfect, o să fac aici. Aici avem 2, 3, 4, aici 1, 2, 3, despargem și ușa asta. Facem ușa dublă. Trebuie crafting table-ul. De, aha. Trebuie crafting table-ul. Facem uși. Ok. Mă fac prin, mai bine o fac în exterior. Mai bine o fac din exterior, nu din interior. Așa, oh. Ok. Prea mâncare. Prea mai am mâncare multă. Ok. Ce mai vreau să fac? Să mai fac fereastră. Fac aici o fereastră, fac și aici o fereastră. Bun. Păi cam așa trebuie să arate ca să o să mai fac și podea și așa. Păi cred că o să încheie episodul aici, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, share și subscribe dacă mai doriți episoade. Eu am fost Bogdan805, iar noi o să ne reauzim data viitoare. Salut!